Angajatorii din Ungaria oferă în această perioadă două locuri de muncă pentru operator la fabrica de produse ceramice și specialist în modelare de gips. Persoanele interesate trebuie să cunoască foarte bine limba engleză, iar cunoscătorii de limbă germană sunt în avantaj. În Danemarca sunt oferte pentru 200 de lucrători necalificați în ferme de cultivare a fructelor și legumelor, iar plata este de 15 euro pe oră sau în funcție de cantitatea recoltată. În aceeași țară sunt solicitați 50 de lucrători calificați în diferite ferme. Aceștia trebuie să cunoască limba engleză foarte bine, iar salariul este de 1260 de euro brut lunar. Angajatorii cer ca persoanele interesate să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani și să fi absolvit liceul agricol în 2009 sau 2010. Tot în Danemarca, angajatorii solicită doi lucrători specializați în fertilizarea solului prin irigații, iar câștigul lor va fi de 15 euro brut pe oră. Candidații trebuie să se prezinte la sediul AGOFM cu următoarele acte: cerere tip, copie după buletin identitate sau carte de identitate, copie diplomă, CV model Europass într-o limbă de circulație internațională, cazier judiciar în original, adeverință de la medicul de familie cu mențiunea apt pentru muncă și dosar plic.